Este breaking news, doamnelor și domnilor. Premierul Viorica Dăncilă a decis să o demită pe ministrul educației Caterina Andronescu. Maria Toader vine cu toate detaliile. Maria, bună ziua! Bună ziua, Maria! Iată că vorbim de o decizie de ultimă oră a premierului Viorica Dăncilă după declarațiile pe care le-a făcut deja fostul ministru al educației Caterina Andronescu în urma declarațiilor pe care le-a făcut chiar la postul nostru de televiziune cu privire la cazul Caracal, spunând Caterina Andronescu că i-a fost educată de părinți să nu se urce în mașini străine și a lăsat cumva de înțeles că ar fi vina părinților, că nu ar fi educat-o pe tânăra Alexandra cu privire la modalitatea care să se protejeze. Această declarație s-a tot rostogolit în spațiul public încă de ieri seară, motiv pentru care premierul a ales să facă acest lucru, să o demită. Citez: am decis să o demit astăzi pe ministrul educației, pe doamna Caterina Andronescu, pentru declarațiile profund greșite făcute recent în cadrul unei emisiuni televizate. Sunt afirmații care arată lipsă de înțelegere punctual a cazului de la Caracal și în general a modului în care trebuie să ne protejăm copiii de răpiri, agresiuni, abuz și trafic de persoane din partea doamnei Andronescu. Este o atitudine lipsită de responsabilitate care nu reflectă poziția guvernului pe care îl conduc și nu-mi doresc să devină asimilată cu executivul pe care îl conduc, mai spune premierul. Orice astfel de derapaj, atenționează șeful executivului, din partea membrilor cabinetului meu, va fi de acum înainte sancționat în același mod, la fel cum voi denunța public orice acțiune sau declarație din partea oponenților politici, continuă premierul, dacă vor încerca să profite electoral pe seama durerii pricinuite de ceea ce s-a întâmplat în Caracal. Pentru preluarea interimatului la Ministerul Educației, îl voi propune pe domnul Valer Daniel Breas, actualul ministru al Culturii, mai spune premierul Viorica Dăncilă într-o postare pe Facebook.